Cred că e o falsă discuție, rațional sau nerațional. El conduce un război și îl conduce în baza unor convingeri și percepții pe care le are. Are această convingere, mă rog, educația lui de ofițer KGB, că Rusia trebuie să are menirea asta, să fie imperiu și neapărat trebuie să recupereze măcar ce a avut înainte, dacă nu și mai mult decât atât. Mai are această percepție că Rusia trebuie să fie recunoscută ca o superputere și că trebuie să fie partener în împărțitul lumii cu America. Așa vede lucrurile. Are o pretenție. Dom'le, noi vrem Europa, de pildă. Vreau fostul URSS, evident, dar vreau și Europa. Adică Cel mai puțin sunt cea de niște est. țări baltice, mai este o Europa centrală. A spus-o clar, nu sunt 97. invenții. A scris o scrisoare pe care a trimis-o președintelui Biden și secretarului general NATO chiar înainte de invazie, când l-au întrebat ce dorești, cum putem să discutăm. Și el a spus, păi vreau să plecați, vreau ca America să plece, vreau să-mi lăsați Europa mie. De ce? Pentru că asta vreau. Și văzând aceste scrisori, răspunsul a fost, este non-starter. Adică de la așa ceva nu poți să pornești discuție. E aberant. Cum, ce să discut când tu îmi cer să plec să-mi las casa, să o iei tu? Și atunci n-au discutat. Și atunci a invadat Ucraina. Deci nu este, este un prim pas această Ucraina în concepția lui, care nu trebuie să existe.